Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Anastasia Romana. De mică ai rămas orfană, iar părintele orfanilor, cel ce nu părăsește pe cei singuri și străini, a rânduit să fii primită într-un sfânt locaș de mănăstire, unde ai viețuit și ai crescut sub povățuire duhovnicească. Cu darul lui Dumnezeu ai învățat dreapta credință și te-ai deprins cu frumoase virtuți, ajungând la desăvârșirea vieții, pentru care te lăudăm zicând: Bucură-te, cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare! Ai crescut și ai viețuit în sfânta mănăstire, postind, priveghind, ostenindu-te și rugându-te Domnului cu toată ființa. Ai înflorit în grădina lui Hristos ca un crin și ți-ai împodobit viața cu virtuți sfinte, făcându-te bineplăcută Domnului. De aceea, noi te lăudăm așa. Bucură-te, sfântă, numită cu numele învierii! Bucură-te, cuvioasă, întărită pe piatra credinței! Bucură-te, muceniță, ocrotită de Dumnezeu! Bucură-te, nevoitoare desăvârșită în viețuirea călugărească! Bucură-te, cea izbăvită de grijile lumești cu darul lui Hristos! Bucură-te, cea luminată de Duhul Sfânt! Bucură-te, odraslă sfântă aleasă de Hristos! Bucură-te, mireasa duhovnicească a mirelui ceresc! Bucură-te, ceea ce ai privegheat îndelung! Bucură-te, ceea ce ai fugit de deșertăciunile lumii! Bucură-te, cea împodobită cu frumusețea virtuților! Bucură-te, fecioară mult nevoitoare! Bucură-te, cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare! Vrăjmașul neamului omenesc, văzându-ți virtuțile și fiind umilit de nevoințele tale, a pornit asupra ta război pe față. A început a te părâ la stăpânitorii păgâni prin oameni vicleni, că ești frumoasă la chip și la suflet, dar viețuiești într-o mănăstire creștină, unde te rogi și cânți lui Hristos Dumnezeu, Aliluia! Auzind aceasta, necuratul dregător a poruncit să te ia cu sila de la mănăstire și, mergând, cei trimiși au spart ușile cu securile, căutându-te. Atunci, miresele lui Hristos, maicile și surorile s-au înfricoșat și s-au ascuns. Dar fericita Sofia te-a sfătuit pe tine, sfântă Anastasia, să primești cununa muceniciei. Tu cu mult curaj ai mărturisit dreapta credință în fața tiranilor, iar noi te lăudăm zicând: Bucură-te, fecioară ascultătoare și iubitoare de Hristos! Bucură-te ceea ce prin postiri și rugăciuni l-ai supus pe vrăjmași! Bucură-te ceea ce l-ai depărtat de tine rușinându-l! Bucură-te ce a priceput în războiul duhovnicesc! Bucură-te ceea ce nu te-ai întristat de pâra păgânilor! Bucură-te ceea ce ne-ai arătat viețuirea ta sfântă! Bucură-te ceea ce ai mărturisit pe Hristos în fața dregătorului! Bucură-te ceea ce ai înfruntat nerușinarea lui! Bucură-te acum ceea ce fără milă ai fost chinuită atunci! Bucură-te ceea ce te-ai luptat pentru mântuirea sufletului! Bucură-te ceea ce ai suferit chinuri grele pentru Domnul! Bucură-te ceea ce ai biruit pe vrăjmașul!
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare! Cuvioasa Sofia, povățuitoarea ta cu viață sfântă, te-a întărit înțeleaptă Anastasia cu poruncile dumnezeiești, îndemnându-te la fapte virtuoase și sfințenie, ca să biruiești încercările vrăjmașului și să primești de la Domnul cununa neveștejită și nepieritoare. Iar tu ascultai de ea cu râvnă și cântai lui Dumnezeu, Aliluia! Atunci când te sfătuia duhovnicească ta maică, deodată au năvălit trimișii dregătorului păgân ca niște fiare sălbatice. Te-au apucat în grabă cu mare silnicie, te-au legat cu lanțuri și te-au dus la stăpânitor. Iar tu ai răbdat acestea pentru numele Domnului, de aceea noi îți cântăm. Bucură-te, iubitoare de sfințenie, bucură-te, cea plină de multă răbdare, bucură-te, ceea ce prin poruncile Domnului te-ai întărit, bucură-te, ceea ce cu frică și cu dragoste ți-ai păzit curăția, bucură-te, cea povățuită de stareța Sofia, bucură-te, ceea ce ai fost pregătită să mărturisești pe Dumnezeu. Bucură-te ceea ce te-ai supus la mare jertfă. Bucură-te ceea ce te-ai pregătit pentru încununare mucenicească. Bucură-te ceea ce ai suferit năvălirea tiranilor. Bucură-te ceea ce ai îndurat legăturile lanțurilor. Bucură-te ceea ce ai răbdat despărțirea de buna ta maică. Bucură-te ceea ce nu te-ai supus stăpânitorului păgân. Bucură-te cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare. Adunarea păgânilor închinători la idoli, împreună cu stăpânitorul Prov, te-au cercetat de unde și din ce neam ești. Atunci ai răspuns că ești creștină și că porți numele Învierii, cinstești pe Dumnezeul cel adevărat și îi cânți lui Aliluia. Păgânul dregător a voit să te înfricoșeze cu asprimea poruncii sale, apoi cu multe amăgiri viclene ți-a făgăduit desfătări și bucurii lumești și o viață plină de avuții, ca să trăiești fără trudă, numai să te supui voinței sale. Însă tu aveai în suflet sfaturile înțeleptei Sofia. De aceea, cu mare curaj și dorință de mucenicie, ai respins vicleșugurile lui și cugetai numai la Dumnezeu, rugându-te, pentru aceasta, auzi de la noi așa. Bucură-te ceea ce te-ai îndreptat spre Ierusalimul Ceresc, bucură-te ceea ce pe Dumnezeu l-ai chemat în ajutor, bucură-te ceea ce porți numele cel sfânt al Învierii, bucură-te ceea ce ai călătorit pe calea jertfirii sfinte, bucură-te ceea ce nu ai fost înșelată de amăgirile tiranului, bucură-te ceea ce ai defăimat bogățiile pământești, bucură-te ceea ce ți-ai păzit mintea de rătăcire, bucură-te ceea ce ai trecut prin grele încercări, bucură-te ceea ce te-ai arătat ca o porumbiță vestitoare de pace, bucură-te ceea ce ai stricat cursa diavolească, bucură-te păzitoarea curăției trupești și sufletești, bucură-te mireasa mirelui Hristos, bucură-te cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare. Cu înțelepciune și mult curaj,
ai defăimat și ai lepădat sfaturile prigonitorului. Și, călcând pe capul vicleanului șarpe, cântai în inima ta lui Dumnezeu, Aliluia! Aprinzându-se de mânie, dregătorul a poruncit să fi bătută peste față și să fi dezbrăcată de hainele tale. Dar tu, Sfânta Anastasia, te-ai făcut priveliște îngerilor și oamenilor și ai răbdat aceasta pentru Hristos, care a pătimit pe Golgota pentru mântuirea noastră. De aceea noi te lăudăm așa. Bucură-te! Ceea ce te-ai sârguit să mărturisești pe Domnul. Bucură-te ceea ce ai primit palme peste față, ca și stăpânul. Bucură-te ceea ce ai suferit defăimări pentru El. Bucură-te ceea ce nu ai prețuit viața trecătoare. Bucură-te ceea ce te-ai gândit la Domnul care a suferit pentru noi. Bucură-te ceea ce ai voit ca și tu să pătimești pentru El. Bucură-te, Fecioară cuvioasă și mult răbdătoare. Bucură-te, Floare a Cerescului Eden. Bucură-te, cea nebiruită de puterea vrăjmașului. Bucură-te ceea ce ai batjocorit viețuirea păgânească. Bucură-te ceea ce ai râs de zeilor neputincioși. Bucură-te ceea ce ai fost dăruită de cuvioasa Sofia spre mărturisire. Bucură-te, Sfântă Muceniță Anastasia, mult pătimitoare. Păgânii au pus-o pe mucenița Domnului cu fața la pământ, legată de patru stâlpi, au aprins sub ea foc cu pucioasă și smoală, ca să o unece cu fum. Au bătut-o pe spate cu putere și au chinuit-o multă vreme, până ce călăii au obosit. Iar mireasa lui Hristos, Anastasia, suferea durerile trupești și lăuda în taină pe Dumnezeu cântând, Aleluia! După acea chinuire pe care mucenița lui Hristos a suferit-o cu tărie, păgânii au legat-o de o roată cu care i-au zdrobit oasele. Atunci, Sfânta Anastasia, cu glas puternic, a strigat către Dumnezeu și deodată o mână nevăzută a dezlegat-o și a făcut-o sănătoasă. Iar noi, auzind de această minune, o lăudăm pe mărturisitoarea lui Hristos cântând, Bucură-te, ceea ce ai răbdat mult pentru Hristos! Bucură-te, ceea ce ai fost legată ca și Domnul oarecând. Bucură-te, ceea ce ai suferit arderea focului. Bucură-te, ceea ce ai îndurat bătăi cu toiege. Bucură-te, ceea ce ai fost zdrobită pe roată pentru dreapta credință. Bucură-te, ceea ce în suferință ai avut mintea la Cerescul Părinte. Bucură-te, porumbiță, care te-ai ridicat cu mintea la cer. Bucură-te, fecioară aleasă, purtătoare de biruință. Bucură-te, ceea ce ai biruit puterea răului cu puterea Mântuitorului. Bucură-te, ceea ce în încercări ai fost ca o stâncă neclintită de furtună. Bucură-te, moștenitoarea bucuriei Raiului! Bucură-te, ceea ce ne îndemni la mărturisirea dreptei credințe! Bucură-te, cuvioasă mucenițe Anastasia, mult pătimitoare! Păgânul și nedreptul dregător, văzând că din toate chinurile ai scăpat sănătoasă și ai ieșit biruitoare,
nu a înțeles că această minune este darul lui Hristos, pentru că era cuprins de răutate diavolească. Deci, a poruncit să fii spânzurată de un lemn și să-ți strujească trupul cu ghiare de fier, dar tu, mult răbdătoare, te-ai supus la cumplită chinuire, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Mult te-au chinuit, cuvioasă muceniță, strujindu-ți trupul încât se rupea carnea de pe el. Iar tu, mireasa lui Hristos, îți ridicai ochii sufletului la împăratul cerurilor, rostind rugăciuni și mărturisind pe Dumnezeul cel adevărat. Deci și noi, aflând toate acestea, te lăudăm. Bucură-te, mărturisitoare lui Hristos! Bucură-te, ceea ce ai biruit pe șarpele cel urător de oameni! Bucură-te, ceea ce ai vegheat la mântuirea sufletului! Bucură-te, ceea ce ai fost legată ca și Domnul Hristos! Bucură-te, ceea ce ai primit chinurile trupești cu nădejdea mântuirii! Bucură-te, ceea ce ai suferit de făimări în priveliște! Bucură-te, ceea ce ai rănit pe diavol și le-ai pricinuit întristare! Bucură-te, înfrângerea tiranilor păgând din vremea ta! Bucură-te, muceniță binecuvântată de Domnul! Bucură-te, ceea ce în suferință ai lăudat pe Hristos! Bucură-te, ceea ce te odihnești acum de suferințele tale! Bucură-te, ceea ce ești bucurie pentru fericita Sofia, îndrumătoarea ta! Bucură-te, cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare! Stăpânitorul, cuprins de mare răutate, a poruncit să-ți taie pieptul cu un brici înveninat. Sângele curgând foarte tare, ai fost cuprinsă de o mare slăbiciune trupească și de sete, de aceea ai cerut apă să bei, iar cu sufletul cuprins de durere, ai slăvit pe Dumnezeu și ai cântat, Aliluia! Un ostaș milostiv, cu numele Chiril, ți-a dat apă cuvioasă Anastasia. După ce ai băut, i-ai zis, să nu te lipsească Dumnezeu de plată pentru un pahar cu apă, cum spune Mântuitorul Hristos. Atunci dregătorul te-a întrebat dacă ți sunt de ajuns chinurile, iar tu, nădăjduind în Hristos, ai răspuns, fă ce voiești, Dumnezeul meu este puternic, ca și pentru mai mari chinuri să întărească puterea mea cea slăbită și să-ți surpe mândria ta. Deci, pentru această îndrăzneală, îndrăznim și noi să-ți cântăm. Bucură-te! Ceea ce ai răbdat chinurile cu bucurie! Bucură-te! Ceea ce ai înfruntat pe vrăjmașul tiran! Bucură-te! Ceea ce ai îndurat multe tăieturi pe trupul tău! Bucură-te! Ceea ce ai suferit vărsare sângelui! Bucură-te ceea ce, cu mulțumire, ai primit apă să te răcorești! Bucură-te ceea ce ai înțeles potolirea setei ca semn de la Dumnezeu! Bucură-te ceea ce ai primit mila lui Dumnezeu prin ostașul Chiril! Bucură-te, pătimitoare binecuvântată de Domnul! Bucură-te, cea stăruitoare în rugăciune și răbdare! Bucură-te, ceea ce ți-ai vărsat sângele mărturisind pe Hristos! Bucură-te, ceea ce pentru El te-ai lepădat de viața pământească! Bucură-te, cea întărită în mărturisire de stareța ta, Sofia!
Bucură-te, cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare! Văzând tiranul că toate chinurile le înduri și încă îl înfrunți cu mult curaj, a poruncit să-ți smulgă unghiile de la mâini și de la picioare, slăbind iarăși. Ai cerut apă și același Chiril ți-a adus apă într-un vas și, întărindu-te, ai cântat lui Dumnezeu, Aliluia! Văzând tiranul că ostașul Chiril îți aduce apă, ție, celei pedepsite în priveliște, mucenița Anastasia, și-a dat seama că și el este creștin, așadar a poruncit de i-a tăiat capul cu sabia. Iar noi cădem cu smerenie în fața sfinților mucenici cântând, bucură-te, sfântă Anastasia, ceea ce și alte chinuri ai suferit, bucură-te ceea ce smulgerea unghiilor a îndurat, bucură-te ceea ce nu a iubit viața pământească și vremelnică, bucură-te ceea ce ai ținut mintea ațintită la Hristos, bucură-te ceea ce ai primit alinare prin ostașul Chiril, bucură-te ceea ce ai văzut sfârșitul mucenicesc al ostașului binevoitor, bucură-te ceea ce ai primit apă trimisă de Hristos, apa vieții. Bucură-te, sfântă Anastasia, împreună cu mucenicul Chiril. Bucură-te, cea nebiruită de șarpele cel viclean. Bucură-te, întărire a celor îndelung răbdători. Bucură-te, lauda a cetății Romei. Bucură-te, ceea ce prin suferință îți dovedești credința în Dumnezeu. Bucură-te, cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare! Poporul care era de față a început a defăima pe tiran pentru sălbatica lor cruzime, iar tu, cuvioasă Anastasia, te rugai Mântuitorului Hristos să întărească în popor credința, ca să-L laude pe Dumnezeu cu cântarea Aliluia! Neputând furiosul prov să te atragă la credința lui păgână, a poruncit să-ți smulgă limba, iar tu, sfântă, simțindu-ți sfârșitul pământesc aproape, te-ai rugat lui Dumnezeu din adâncul sufletului. Pentru aceasta, noi, auzind de pătimirea ta, cu bucurie te lăudăm zicând, bucură-te, cea statornică în dreapta credință! Bucură-te, următoarea Sfintei Tecla, întâia muceniță! Bucură-te, cea așteptată în cer de soborul mucenicilor! Bucură-te, împreună cu sfinții mărturisitori! Bucură-te, ceea ce ai fost încurajată de mulțimea care te privea! Bucură-te, ceea ce ai primit de la Hristos, ușurare de suferințe! Bucură-te ceea ce prin suspine lăuda pe Sfânta Treime. Bucură-te cea cu trupul pătimitor și cu sufletul în veșmânt de lumină. Bucură-te cea întărită sufletește când ai simțit slăbiciune trupească. Bucură-te ceea ce ai spus, gata este inima mea a pătimi pentru Hristos. Bucură-te ceea ce ai prețuit viața veșnică! Bucură-te ceea ce ți-ai dat sufletul în mâna Mântuitorului! Bucură-te, cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare! Dregătorul prov, fiind defăimat de popor, a poruncit să te ducă pe tine, sfântă, afară din cetate și să-ți fie tăiat capul cu sabia. Astfel, mucenița Anastasia, ai mers cu sufletul către Domnul la odihna vieții veșnice, lăsând trupul spre îngropare. Deci,
ajungând la capătul nevoinței pământești, te-ai mutat la cer, dând slavă lui Dumnezeu și cântând din inimă, Aleluia! Trupul tău zăcea pe pământ, neîngropat, iar un înger trimis de Dumnezeu s-a arătat în vis stareței tale, Sofia, spunându-i să îngroape mult nevoitorul tău trup. Deci ea, ajungând la acel loc, a găsit sfintele tale moaște. S-a îndurerat pentru despărțirea de tine și pentru zdrobirea trupului tău, dar s-a bucurat pentru că nu te-ai lepădat de Hristos prin chinurile suferite, apoi sărutându-le și cu giulgiu curat înfășurându-le, le-a îngropat la un loc de cinste, iar noi te lăudăm așa. Bucură-te, ceea ce ca o mielușă ai mers la junghiere, bucură-te ceea ce ai ajuns biruitoare la capătul alergării tale. Bucură-te cea al cărei trup neînsuflețit a fost ocrotit de pronia cerească. Bucură-te ceea ce ai fost înmormântată de oameni cucernici. Bucură-te ceea ce ai fost slujită la înmormântare cu credincioșie. Bucură-te, icoană vie, a mărturisirii dreptei credințe. Bucură-te, odraslă mucenicească a monahismului. Bucură-te, încurajare a mărturisitorilor. Bucură-te, ceea ce ai fost ca un diamant nezdrobit de păgânătate. Bucură-te, floare duhovnicească a muceniciei. Bucură-te, ceea ce ai primit diademă de la veșnicul arhiereu. Bucură-te, nevoitoare, îmbrăcată în sfințenie. Bucură-te, cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare. Când cuvioasa Sofia a ajuns la locul unde se afla trupul tău, sfântă mucenița Anastasia, te-a cinstit cu tămâieri și te-a înfășurat în giulgiu de in. Apoi, cu durere în suflet pentru despărțire, dar cu bucurie pentru că ai mărturisit dreapta credință, cânta lui Dumnezeu, Aleluia! Acum te odihnești de toate ostenelile și te veselești de vederea mirelui Hristos în cămara cerească, sfântă mucenița Anastasia. Iar noi, cei ce te avem pildă de mărturisire a dreptei credințe, te lăudăm așa. Bucură-te, mărturisitoare adevărului! Bucură-te, cea ridicată de îngeri la al tău mire, Iisus! Bucură-te, cea încununată de Hristos, mărturisit de tine, Dumnezeu adevărat! Bucură-te ceea ce ai pătimit pentru numele Lui. Bucură-te ceea ce ai suferit zdrobirea și sfâșirea trupului. Bucură-te ceea ce te-ai bucurat de vederea îngerilor. Bucură-te ceea ce acum te veselești de privirea Domnului Iisus. Bucură-te ceea ce viețuiești împreună cu oștirile cerești. Bucură-te ceea ce i-ai biruit pe potrivnicii lui Hristos prin pătimirile tale. Bucură-te, ceea ce ai primit viață veșnică pentru mărturisirea credinței. Bucură-te, rugătoare pentru noi oamenii. Bucură-te, cununa mucenicilor și lauda îngerilor. Bucură-te, cuvioasă mucenița Anastasia, mult pătimitoare. O sfântă mucenița lui Hristos, Anastasia, care pentru Domnul ai pătimit și ai primit sfârșitul pământesc prin sabie, adu-ți aminte de noi, cei ce săvârșim pomenirea ta, și fii mijlocitoare înaintea milostivului Dumnezeu pentru mântuirea noastră
ca să-L slăvim și să-I cântăm împreună cu Tine în veacul ce va să fie. Aliluia! O sfântă muceniță a lui Hristos, Anastasia, care pentru Domnul ai pătimit și ai primit sfârșitul pământesc prin sabie, adu-ți aminte de noi, cei ce săvârșim pomenirea Ta și fii mijlocitoare înaintea milostivului Dumnezeu pentru mântuirea noastră, ca să-L slăvim și să-I cântăm împreună cu Tine în veacul ce va să fie. Aliluia! O sfântă muceniță a lui Hristos, Anastasia, care pentru Domnul ai pătimit și ai primit sfârșitul pământesc prin sabie, adu-ți aminte de noi, cei ce săvârșim pomenirea Ta, și fii mijlocitoare înaintea milostivului Dumnezeu pentru mântuirea noastră, ca să-L slăvim și să-I cântăm împreună cu Tine în veacul ce va să fie. Aliluia! 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 Ai crescut și ai viețuit în Sfânta Mănăstire, postind, priveghind, ostenindu-te și rugându-te Domnului cu toată ființa. Ai înflorit în grădina lui Hristos ca un crin și ți-ai împodobit viața cu virtuți sfinte, făcându-te bine plăcută Domnului. De aceea noi te lăudăm așa. Bucură-te, sfântă, numită cu numele învierii! Bucură-te, cuvioasă, întărită pe piatra credinței! Bucură-te, muceniță, ocrotită de Dumnezeu! Bucură-te, nevoitoare, desăvârșită în viețuirea călugărească! Bucură-te, cea izbăvită de grijile lumești cu darul lui Hristos! Bucură-te, cea luminată de Duhul Sfânt! Bucură-te, odraslă sfântă, aleasă de Hristos! Bucură-te, mireasă duhovnicească a mirelui ceresc! Bucură-te, ceea ce-i privegheat îndelung! Bucură-te, ceea ce-ai fugit de deșertăciunile lumii! Bucură-te, cea împodobită cu frumusețea virtuților! Bucură-te, fecioară mult nevoitoare! Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare! De mică ai rămas orfană, iar părintele orfanilor, cel ce nu părăsește pe cei singuri și străini, a rânduit să fii primită într-un sfânt locaș de mănăstire, unde ai viețuit și ai crescut sub povățuire duhovnicească. Cu darul lui Dumnezeu ai învățat dreapta credință și te-ai deprins cu frumoase virtuți, ajungând la desăvârșirea vieții pentru care te lăudăm, zicând: Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare! Sfântă muceniță lui Hristos, Anastasia, ceea ce ai suferit pentru credința dremăritoare, învață-ne pe noi, cei ce suntem cu minte întunecată, să mărturisim pe Dumnezeu prin viețuire curată și să stăm neclintiți în dreapta credință. Tu, care ai suferit batjocură pentru Hristos, roagă-te Domnului să ne îmbrace în haina adevăratei pocăințe. Ceea ce ai suferit cu trupul arderea focului, ajută-ne prin rugăciunile Tale să stingem văpaia necuratelor patim de care suntem cuprinși. Ceea ce ai îndurat legarea pe roată și zdrobirea oaselor,
mijlocește către Mântuitorul Hristos să ierte sufletele noastre, cele zdrobite de tot felul de păcate. Ceea ce ai suferit chinuirea pieptului tău, ajută-ne ca să întinerească sufletele noastre îmbătrânite și gârbovite de mulțimea fără de legilor, săvârșite de noi în viață. Ceea ce ai suferit tăierea capului cu sabia, învață-ne să înălțăm la Dumnezeu mintea noastră cea îndreptată mai mult spre cele rele. Mijlocește, cuvioasă muceniță, să ajungem și noi în Împărăția Luminii, ca să lăudăm neîncetat pe Preasfânta Treime, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.